Guvernul a modificat codul rutier, iar schimbările intră în vigoare în cel mult 2 săptămâni. Noile reguli se referă la interdicții și obligații pentru bicicliști, șoferi de mijloace de transport în comun sau conducători de mopede, precum și la examenul de permis auto. Astfel, proba teoretică, SALA, va fi valabilă timp de un an de la absolvire. Noua lege mai prevede că posesorii de permis auto categoria B, BE, C sau CE au dreptul să conducă și tractoare. Șoferii cu permis B au voie să conducă tractoare cu masa maximă de 3,5 tone plus remorcă, iar șoferii cu permis C au voie și cu tractoare mai mari. Toți posesorii de vehicule au interzis de acum înainte să mai circule pe acostamentul drumului, așa numită bandă de urgență. Excepție fac bicicliștii care pot folosi acostamentul dacă nu dispun de piste special amenajate și nu pun în pericol circulația. Conducătorii de mopede au obligația să circule pe un singur rând pe bandă. Șoferii și conducătorii de tramvaie mai au de asemenea obligația să folosească luminile de avarie în ordinea opririi atunci când banda de circulație se blochează pe sensul de mers. Noile modificări introduc interdicția conducătorilor de mopede și alte motorete de mici dimensiuni să transporte pasageri în stare de ebrietate. Aceeași interdicție o au și transportatorii de mărfuri în cazul pasagerilor din cabină. Bicicliștii au și câteva noi reguli de circulație. Ei sunt obligați să meargă într-un singur rând pe banda de circulație, nu au voie să folosească trecerile de pietoni, nu au voie să învețe mersul pe bicicletă pe drumurile intens circulate și sunt obligați să aibă asupra lor un act de identitate.